9 elevi cu rezultate deosebite la învățătură de la liceele din municipiul Hunedoara au plecat în această dimineață într-o excursie tematică, al cărei principal punct de atracție va fi locul în care, în urmă cu 568 de ani, Ioan de Hunedoara reușea o adevărată minune din punct de vedere militar și politic, oprirea invaziei otomane în Europa. Cu ajutorul directorului Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu, tinerii hunedoreni vor avea parte de o lecție de istorie cu totul specială, deoarece traseul va include și alte câteva puncte care au legătură cu istoria familiei Corvinilor. Ne aflăm din nou în drum spre Belgrad. De data aceasta, un element nou va fi reprezentat de vizitarea castelului Huniade din Timișoara, unde vom discuta despre personalitatea lui Iancu de Hunedoara, dar și a lui Ladislau de Hunedoara, fiul lui cel mai mare, și contextul politico-militar din a doua jumătate a secolului al XV-lea, moment care coincide cu moartea lui Iancu de Hunedoara, iar ulterior cu decapitarea fiului celui mai mare al acestuia. Acțiunea va fi identică cu cea din fiecare an până la urmă, se va merge la Belgrad, se va depune acea jerbă în cetatea Belgradului, în acel punct care marchează desfășurarea bătăliei din 1456, după care ne vom deplasa la Zemun, locul în care a murit Iancu de Hunedoara. Evident, vom discuta și despre bătălia navală, despre tabăra militară care era așezată la Zemun. Apoi ne vom întoarce spre Hunedoara, urmând ca duminică dimineața să ne deplasăm în aceeași formulă spre Alba Iulia, la Catedrala Catolică din cetatea de la Alba Iulia, unde se află mormântul lui Ioan de Hunedoara, unde din nou vom depune coroane cu flori, urmând ca punctul final să fie, bineînțeles, municipiul Hunedoara și depunerea de coroane la statuia eroului de la Belgrad, ce se află în orașul de pe Cernă. Demersul se încadrează într-un proiect mai amplu derulat de primăria municipiului Hunedoara, intitulat pe scurt Drumul Corvinilor, proiect care își dorește să cultive în mentalul comunității importanța lui Iancu de Hunedoara și a familiei Corvinilor în istoria Europei.